Eram ca doi frați, doar că nu aveam aceeași mamă. În loc de majorat, vom avea parte de o mormântare. Regrete din partea prietenilor tăi. Dumnezeu să te odihnească în pace, Robert. Nu-mi vine să cred că o seară înainte am vorbit cu tine. Nu te vom uita niciodată, ai fost un prieten bun și vei rămâne veșnic în inimile noastre. Acestea sunt doar câteva dintre mesajele emoționante postate pe internet de colegii și prietenii lui Robert. Toți îl plâng pe tânărul care a părăsit prea devreme această lume. La liceul din Pucioasa nimeni nu știa că sufera de probleme cardiace. Robert nu le-a spus niciodată că are o malformație la inimă. S-a prăbușit pe terenul de sport când se pregăteau să joace handbal. Colegii și profesorul de educație fizică au sunat la 112. Până au sosit echipajele SMURT, au încercat singur să-l resusciteze. Tânărul a fost transportat de urgență la spital, dar nu a mai putut fi salvat. În urma necropsiei, medicii au stabilit că Robert avea inima mărită de aproape 1 kg, decesul fiind provocat de stenoza aortică. Corpul neînsufletit al tânărului a fost ridicat de familie și adus acasă la Pucioasa. Părinții lui sunt distruși. Făceau pregătiri pentru majoratul lui Robert. Pe 1 noiembrie ar fi împlinit 18 ani. Acum, în aceeași zi, ar trebui să îl mormânteze.